Un kilogram de cireșe costă cât 10 de carne, iar de cireșele de mai de la noi din țară ne vom bucura abia în iunie din cauza vremii neprielnice. Acestea se vor coace mai târziu și vor costa mult mai mult. Până atunci, pe tarabe sunt cele din import, care depășesc cu mult prețul cărnii, cât scot din buzunar românii pentru a-și face pofta. Prețul cireșelor apărute pe piață la început de mai stârnește și în acest an o reacție puternică. Un kilogram de cireșe aduse din import pornește de la 60 de lei și poate să ajungă la 180 de lei, în funcție de oraș și de piața unde sunt comercializate fructele, echivalentul a 10 kg de carne. Au ieșit cireșele de mai și un kilogram costă cât 10 de carne. Ce părere aveți dumneavoastră? Pentru că nu sunt de la noi, sunt aduse din Grecia. Și ca să le aduci din Grecia, cât dai pe ele, cât transportul, mi se pare normal. Deci permite un român să mănânce cireșe? Mănânc când apar ale noastre, să mai așteptăm. Deci până atunci să ne punem pofta în cui, spuneți? Acum, care e pofticios, dă și cât cere la piață. Foarte scump, extrem de scump, dacă este așa, că n-am fost în piață să văd. Și n-aș da atâta, pentru că aș putea să, dar pentru ce să dau atâta pentru un kilogram de cireșe? În România există aproximativ 1000 de hectare plantate cu cireși, iar până să se coacă fructele autohtone, țara noastră importă din Grecia, Turcia și Spania. De asemenea, în această perioadă, scumpe sunt și căpșunile, caisele și piersicile. Ce părere să am? Asta este. Asta este cerere și ofertă. Asta este țara, ăștia sunt conducătorii noștri. Înainte cireșele, când apăreau, nu apăreau ca trufandalele să fie scumpe. Era mult fructe, ca orice fruct, care avea un preț accesibil și ele erau pe calitate. Erau și mai scumpe, dar nu, deci erau totuși accesibile la orice buzunar. În ora actuală e o speculă și așa nici nu sunt românești. Că cireșele românești n-au apărut. Că nu cresc pomii în solar. S-a dus tot din import și le ia angrosiști, le dau pe piață și vând cât credei. Acum, știi, care e problema? Pe lângă faptul că nu sunt bune, nu sunt bune deloc, au câte lumea chimicale, euri de ăștia că le stropește cu tot felul de substanțe, care substanța asta intră în fruct și omul o asimilează, organismul o asimilează tot. Și de acolo apar și bolile ăștia. De acolo apar bolile. Chestiunea este că n-ar trebui să le cumpere nimeni. Și dacă le-ar cumpăra, le-a sperisabile. Sunt câteva zile și se strică. Ar trebui să reducă prețul fără să le vândă. Dar știi cum e treaba. Ia lumea că zice că se termină pământul și să mănânce cireșe. Amintim că rata inflației în România a ajuns la 10,2% în luna martie, cea mai mare din ultimii 18 ani. Costurile mari cu transportul din țările însorite justifică aceste prețuri. Sunt de părere comercianții. Prețurile la care se vând primele cireșe sunt și în acest an subiect de glume din cauza faptului că sunt exagerate în raport cu veniturile românilor.